Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. M-am gândit să vă arăt astăzi o rețetă simplă. Aveam bananele acestea pe care mai să le arunc și ce mi-a venit mie în cap să fac banana bread, dar nu cake, ci în formă de brioșe. Așadar, pentru această rețetă aveți nevoie de 220 de grame de făină, 80 de grame de zahăr, dacă aveți zahăr brun puteți pune din acela, eu am zahăr normal, coajă rasă de la o lămâie, un pliculeț de praf de copt, o lingură țapână de smântână, 2 ouă la temperatura camerei, 80 de grame de unt pe care l-am topit, bineînțeles 3 banane, care trebuie să fie așa, să știți că nu sunt stricate, sunt tot mai bune pentru că bananele ajungând la această formă sunt foarte dulci. Mai aveți nevoie de un praf de sare și puțină esență de vanilie. Am decojit bananele, le-am rupt așa cât de cât, bucățele, iar acum cu ajutorul unei furculițe pur și simplu le zdrobim foarte bine. Cam așa trebuie să arate bananele zdrobite. Acum, într-un bol vom pune ouăle, adăugăm ouăle, adăugăm praful de sare, cu ajutorul unui tel amestecăm foarte bine, peste ouă adăugăm zahărul, adăugăm untul topit, adăugăm smântână, amestecăm foarte bine până când zahărul este complet încorporat. Acum adăugăm și bananele zdrobite. La fel, încorporăm foarte bine. Adăugăm coaja de lămâie. Esența de vanilie. Praful de copt. Iar acum adăugăm treptat făina pe care o vom cerne. Și încorporăm foarte bine totul. Procedăm așa până când încorporăm toată făina. Așa trebuie să arate compoziția. Aici am o tavă de brioșe pe care am uns-o foarte bine cu unt topit și am tapetat-o așa cu făină. Aici am compoziția pentru brioșe. Ce vreau să vă spun este faptul că voi puteți pune în această compoziție orice doriți, cubulețe de ciocolată sau stafide, fructe uscate, nu știu, orice vă tună vouă prin cap, orice combinație puteți face, eu prefer să las așa simplă, doar că deasupra o să pun niște alune de pădure tocate așa mărunt. Acum, vom lua din această compoziție cu o cupă, dacă nu aveți o linguriță din aceasta de înghețată, folosiți două linguri și vom pune în aceste forme, nu le vom umple complet. Am pus compoziția în forme. Acum, am aici niște alune de pădure pe care le-am zdrobit, voi presăra așa deasupra. Voi puteți pune fulgi de ciocolată dacă doriți. Acum vom da această tavă în cuptorul preîncălzit la 190 de grade pentru 40-45 de minute sau până când acestea sunt complet făcute.
Dragilor, așa arată rezultatul final. Sper că v-a plăcut rețeta mea, sper să o încercați. În felul acesta salvați și bananele în loc să le aruncați. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Spor la gătit, poftă bună și o zi minunată vă doresc!